Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Era procurorilor anticorupție la primăria din Timișoara. Înțeleg unde sunt suspiciuni că fosta șefă de la personal, doamna Rodica Aurelian, ar fi fraudat numeroase concursuri de angajare, ar fi vorba până acum de cel puțin 10 persoane care au beneficiat de... Bunimica toată. Da. Păi, la câți angajați sunt într-o primărie? 10, asta ce mai contează? 10. Bun. Fraudarea concursurilor s-ar fi produs în perioada 2018-2020, când ar fi fost și angajate aceste persoane în urma unor concursuri aranjate, deci pe posturi de director, inspector, consilier de specialitate, ce era pe acolo, ce își dorea fiecare, cred. Deci s-a întâmplat în mandatul fostului nostru primar favorit, domnul Robu, dar procurorii spun că primarul ar fi acționat fără vinovăție, scrie Spot Media. Nici nu cred că avea timp, era ocupat cu chitara, cu fotbalul, adică avea atâtea lucruri. Estompatoarele cu astea. Nici nu cred că avea timp să se ocupe de lucruri, da, de genul ăsta. Deci, serios, practic, domnul Robu n-ar fi știut, dânsul ar fi semnat de bună credință. Când vine doamna de la personal și spune, uite, asta e dosarul, ai semnat practic ca primarul. Asta e. Revenind la doamna Rodica, fosta șefă, acum e urmărită penal, oare cum au prins-o? Că aici e interesant mereu de aflat. Descoper lucruri. Șeruim din experiențele, da, înaintașilor noștri. Da. Cel mai tare moment a fost ăla când, nu mai țin minte, în urmă câțiva ani DNA-ul a prins niște judecătoare și grefiere și așa, după ce le plasaseră informația că în lift nu pot fi interceptate. Da, și în lift erau toate microfoanele. Da, că am mai zis atunci, probabil că aveau penurie de microfoane și au zis, cum facem noi să vorbească numai în lift? Da. De vorba că e spațiu mic. Și da, nu se aude bine. Sunetul se lovește fix cât să se ducă microfon. Bun. Deci, iată ce zice actualul primar Dominic Friț despre acest caz. Citez. Au fost lucrări scrise care au avut același scris care a tot reapărut. Deci, practic, le scria doamna directoare lucrările. Adică nici măcar nu se chinuia oamenii să învețe, să rețină treaba, ceva, să scrie, să... Da. Le făcea șanjeuri, cum ar fi. Mm-hmm. Băi, și aici e de observat spiritul antreprenorial al doamnei. Adică, și atunci mă gândesc, presupun că așa este, mă pun și eu în pielea personajelor, nu? Mm-hmm. Te gândești cum? Dacă există cerere, atunci apare și oferta. Dacă e piață, oferi un serviciu. Când iei mită ca să aranjeze angajarea cuiva în urma unui concurs pentru ocuparea unui post plătit din bani publici, e important să livrezi. Să fie clientul mulțumit. Adică, dacă spui eu rezolv, e o chestie de încredere. Nu-ți place să apelezi la meseria și să vină procurorul și să întrebe cine v-a lucrat aici. Da, trebuie să fie treaba oablă de la început. Știi, deci, cum e? Că poți să livrezi o parte din servicii sau servicii complete. Servicii complete. Tot, păi, pachetul, asta este. Pachetul integral. Asta înseamnă să fii profesionist. Da. Probabil, adică, au fost și tarife diferite. Au fost cazuri în care s-a luat mită și nu s-a livrat. Și clientul nemulțumit a sunat la DNA. Practic e ca în viața reală, când ești nemulțumit de serviciu, sună la Protecția Consumatorilor. Exact. Și aici poți să dai șpagă și să nu te angajezi. Sun la procurori, nu? Și nu poți să-ți asumi riscul ăsta. Adică suntem profesioniști, ce mama drag. Vorba... Uh-huh. Dacă promitem, facem. Nu lăsăm cu ochii în soare să ne bage pe noi la răcoare. Uh-huh. Mă înțelegi? Da. Și cum asiguri succesul la examen? Nu te poți baza pe loază să facă o lucrare bună. Că el de-aia dă bani, mai întâi de toate. Că dacă era premiant, are nevoie, nu? Are o nevoie, trebuie să... Și acum nu e sigur nici dacă îi dai subiectele. Că s-au mai văzut cazuri. Oho. Vorbit despre asta. Îi dai subiectele, ăla nu reușește, e nemulțumit, sună la Protecția Consumatorilor de la Anticorupție, ai încurcat-o. Deci atunci, cum faci? Nu mai bine scrii tu lucrarea, tihnit, și o înlocuiești pe amituitorului. Practic, faci șanjeu, îi dai omului rezolvările. Scrii cât trebuie. Și înlocuiești. Acum, cum succes garantat, client mulțumit, și pagă încasată corect, îți vezi de viață. Cine să stea să se uite că este... Fără reclamații? Da, cine să stea să uite că este același scris? Deci cum e posibil? Oare au și pagina de review-uri, au 5 stele? Băi, așa ar fi. Dar stai să gândești, bă, totuși, nu-ți trece prin cap, totuși, ești om care a făcut un business din asta. Te gândești la detalii. Să fie clientul mulțumit, să rezolvăm. Cum naiba să scrii tu toate astea la fel? Nu să-i seama că la un moment dat cineva o se prindă. Cine? Păi, acolo e... Uite, e, că s-au prins. E semnătura ei pe genul ăsta de business. Da, e semnătura este, doamnei. Asta e stilul. Da. Deci avem, înțelegi, stilul grafic. Deci când vine cineva, pentru o lucrare, da, cum ar veni? Faceți des chestia asta, vă pricepeți? Adică, da, aveți experiență, știi că experiența, da, contează mai mult decât
școala, da, în momentul de față. Oare are portofoliu? Da, e portofoliu, exact. Și atunci doamna, da, scoate dosarele cu șină. Da. Ia uite ce avem aici. Ia uite. Strang portofoliu. Vedeți? Și se uită. Toate sunt la fel. Țiplă. Da, asta este. Încă o dată, doamna este presupus nevinovată până când, sigur, se va termina procesul, dar remarc încă o dată ce a zis domnul primar Dominic Friț. Au fost lucrări scrise care au avut acela scris care a tot reapărut. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.